Salutare tuturor, numele meu este Radu. Nu o să mă întind prea mult la vorbă pentru că trebuie să reînregistrez episodul pe care voi îl priviți acum. Mi-a dat o eroare placa de captură, n-a înregistrat și acum suntem aici. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să mă susțineți prin like, subscribe sau share. Iar astea fiind spuse, haideți să începem episodul. Stăteam acum și mă gândeam că tot ce am vorbit în episodul pe care l-am pierdut s-a dus pe apa sâmbetei. Am vorbit 30 de minute degeaba. Din câte am înțeles de la Sofia, o să avem parte de chestii inumane mai încolo, când o să ajungem la catedrală. Aici trebuie să ne prindem cu sfoara asta pe care ne-a dat-o ea, sfoara asta cu cârlig. Cum a aterizat ca o gimnastă, într-un picior așa. Bine, și pe aici merge tot ca o gimnastă Lara, pentru că numai una e Lara. Și aici tot la fel cu cârligul. Ideea e că eu am mai jucat planșa asta. Deci cam știu pe unde trebuie să merg și ce trebuie să fac. Trebuie să ajungem la catedrală. Acolo vom vedea ce se întâmplă, pentru că de acolo n-am mai jucat. Asta e. Câteodată pierzi, câteodată câștigi. Important e că trăiești, să lupți și a doua zi. Yes. Așa. Și aici sărim și ne prindem. E bine așa. Așa. Lara, if you're headed to the cathedral, Trinity will be everywhere. I know. But I have no choice. Rifle unlocked. Uite, avem și un base camp aici. Să vedem despre ce e vorba cu pușca asta. Ia. Yeah. Avem și un SMG și un skill. Jacob's people have been through so much, yet they continue to fight. They are bound by an oath taken by their ancestors. A duty handed down from the past. But I see a people who simply want to live in peace. I believe it's time for them to let go of the past. If I can find the Atlas, it might lead to the divine source. I could take it away from here. They wouldn't have to suffer anymore. They could share the burden of the truth with the world. But if all this leads to nothing, I don't know what I'll do. Vreți să vă arăt pușca? Am văzut că Lara tot zice aici ceva. Uite, rifle, bolt action rifle. Single shot rifle that deals heavy damage. Ia foarte mult. Și avem și un SMG aici, cu care o să ne echipăm. Pentru că vreau să văd cum merge. Și putem să-i facem și un update. Și ia să vedem ce update să-i facem noi. Să încarce mai repede? Nu. Să tragă mai des, glonț după glonț? Nu. Acuratețe sună promițător și asta este tot să tragă mai des. Acuratețe, direct. Să fie mai precisă. Asta are, trage destul de des, glonțuri pe glonț, că până la urmă e semi-automat. Așa. Ne-a spus Sofia că dacă ne îndreptăm spre catedrală și ne îndreptăm spre catedrală, ne-a spus că o să întâmpinăm mulți militari. Și asta e că am văzut ceva aici. Ok, am învățat greacă. Haideți să vă arăt SMG-ul. Uite-l cum arată. Stai să dispară nenorocitul ăla de scris. Gata. Uite, ăsta e SMG-ul. Și fiți atenți cum trage. O să vedeți pe oameni. Nu s-a prins. Eu l-am aruncat. Eu am făcut un bine. Dacă ea e tembelă, metal barriers. Aici avem ceva de distrus. Și trebuie să ne ducem așa pe lemnul ăsta. Până aici, că altfel ne ia. Ne rănește grav. Am mai încercat, după cum am spus, am mai jucat planșa asta.
Și mai joc încă o dată. Și am găsit două bucăți din pușca aia care trage un singur glonț și rupe mucul în ei. Hai să luăm și lemnul ăsta. Asta este, când nu ți înregistrează placa de captură, o iei de la capăt. Ai. Acolo vom avea ceva? Uite că asta nu mai știu dacă acolo avem. Doesn't matter. Continuăm. Uite, aici, de exemplu, pot sta jos. Fiți atenți. Nu așa, Lara, nu stai jos pe scaun în picioare. Uite așa stai. Și stai gânditoare, frate, uite. Se gândește la ce are de făcut, numai că are spațiu între curs și scaun. Ia stai să vă arăt. Ia uite. Are spațiu de o palmă. Ia stai, în direcția asta avem ceva? Noi am căzut aici, dar poate găsim ceva pe aici, nu? Ah, e de-al meu. Aliat. Nu, n-am ce-o treabă cu tine, dar cred că ți-au felinarul. Da, las. Ah, uite mă, credeam că nu-l mai am, nu? L-a lăsat în apă, mă? Băi, tembelo, ia-l, mă! Nu-l mai are, nu-l poate lua din apă. Și aici avem, dacă ați văzut voi trailerul gameplay-ului acestui joc, îl avem pe tipul ăsta. Uite care stă aici. Uite ăla. Și îl putem lua așa prin surprindere. Like so. Păi arătăm unde am lăsat felinarul. Și aici am văzut o strategie super șmecheră. Să nu fiu detectat. Silent Night. Sunt aici patru bucăți. Sunt aia trei acolo. Nu sunt, sunt... Ba da, patru sunt. Am ținut minte. Uite, e ăla. Ăsta. Ăla. Și cu ăsta aici. Și primul pe care îl ardem pe ăsta. Nu te mai mișca. Bun, așa. Acum mergem să-l ardem pe celălalt. Și fiți atenți pe unde îl ardem pe ăsta. Prin fața ăstora. O să pun ținta aici și trebuie să apară în cadrul ăla. Anytime now. Ah, nu, n-a apărut. Înseamnă că mergem așa pe aici. Uite-l pe băiat. Ah, atât. De unde a văzut ăsta, mă? Da, asta, mă, băieți. Nu știu ce s-a întâmplat. M-a văzut ăla, dar nu contează. Ia să vedem dacă mă găsește fraierul ăla. SMG-ul direct. Nu? SMG-ul direct. Mi-am bătut joc de el. Lasă sticla, Lara. Lasă-o dracului, că m-ai nebunit cu o sticlă, frate, mâna aia. Așa, mă. Frățiuer, avem două arcuri. Încă un arc. Trebuie să fiu atent la arcuri. Când o să le strâng, vreau să-mi deblochez armura. Ia stai puțin. RT. Să văd dacă pot. Da, nu pot. Trebuie să mă urc acolo și să pun o frânghie. Dar nu mă urc acum. Tipul ăsta pe care l-am omorât ultima dată a venit de aici. El aici stătea, la calculatorul ăsta, nu știu ce mânărea el. Și l-am ars altfel data trecută. Magneziu. Săgeți ne trebuiesc. Și hai să facem câteva. Ia stați o secundă să vedem noi ce avem aici. Dacă magneziu nu putem să facem,
Nici cu o travă. Cu foc putem face. Hai să facem. Una, două, adică 6, 8 și cam atât. 8 bucăți cu foc. Și avem 8 cu foc. 2 explozive și una cu o travă. Ok. Destul. Bun, a plecat elicopterul și aici avem treaba în felul următor, fiți atenți. E nașpa că știu, dar n-am ce să fac. Și o să lucrez numai cu headshot-uri de acum încolo, pentru că vreau să moară din prima. Unii au armuri și e posibil să trag mai multe săgeți în ei. Ăla s-a dus în partea aia, o să mă duc după el pe aici. Încet. Și de îndată ce pleacă, îl ard. Uite acum. Pac. Cuțit la gât. Perfect. Are un radio cu el, o să-i iau. Ia să vedem noi. Și îl aruncăm în partea aia. Unul se va duce acolo. Și unul va veni pe aici, pe lângă mine. Fiți atenți. Ăsta care vine pe lângă mine o să-l ard primul. Ceva de genul ăsta. Ăla cred că n-a văzut, nu? N-a văzut. Hai ușor așa. Pac. Perfect. Hai să le luăm ce aveau la ei. Cred că le-am luat la ăștia. Mai sunt aia doi care s-au dus în direcția aia. O să mergem și acolo. Dar înainte să mergem acolo, la mar și pe ăla de sus, hai să vedem ce era în casa asta. Bănuți. Că nu mai știu ce e aici. Blănile astea pe care le luăm. Bun, așa. Să mă pot vindeca și eu liniștit. Și hai să mergem în continuare. Nu mai știu pe unde am mers data trecută, dar... uite. Sunt doi băieți acolo. Ia să vedem pe unde îi pârlim noi pe fiecare. Sper să nu vină încoa. Ia, în casă aici e cineva. Mamă, aici sunt trei butoaie cu explozibil. Ia uite cum vine el încoace. Cum ies din tufiș? Direct n-apucă să schițeze nimic. Hai alt. Mai vine vreunul? Vrea să mai facă vreunul pe erou pe aici? Cred că în direcția aia trebuie să ne ducem. Da. Și mai aveam pe aia doi acolo. Dar pe aia doi cred că nu-i mai ardem. Hai să luăm chestiile astea pe aici. Că-mi trebuiesc și mie. Bun, așa. Uite-l pe ăla. Îl vedeți? Cu lanterna? Hai să o tirăm de aici. Că nu vreau să ne vadă. Săgeți bune astea. Ne urcăm pe sus. Normal că ne urcăm pe sus, că n-avem cum să ne urcăm pe jos. Și ne uităm de ei. Și-l ardem un tip ăla. Atât. Îmi apare un romb pe țintă, dar nu știu care-i treaba cu el. Presupun că o să urmărească săgeata. Nu știu, o să vedem. Hai să mergem în direcția asta, că mergem bine pe aici. Pene. Preferatele mele. Bun, așa. 15 XP.
Și aici sunt mulți, sunt foarte mulți aici. Ăștia o să moară din prima, ceva de genul. Ăștia voiau să fie promovați, n-o să mai fie. Ăștia doi am ars. Și acum o să începem să-i ardem pe toți care sunt la înălțime, care sunt sus la etaj. Pentru că ăia văd cel mai bine, au cel mai bun unghi. Și dacă nu-i omor pe ăștia primii, o să vadă tot ce se întâmplă jos. Și o să dea alarma. Bun, așa. Bun, așa. Betonul. Și acum să ne ocupăm de ăștia de pe jos. Hai în direcția asta. Hai, fată, hai, că ești bine. Și avem o sticlă pe care o să o luăm, să le atragem atenția. Să vedem care vine. Așa, prin tufe pe aici. Ah, magneziu. Trebuie să mai luăm și magneziu. Băgă-te înapoi, băgă-te înapoi că ne vede. Hai să vedem unde îi chemăm. De fapt, ăla cred că o să moară de arc. Da. E periculos ăla, într-adevăr, dar cred că tot cu arcul ardem. Ia să vedem dacă îl putem nimeri de aici. De fapt, nu e vorba... A, are casca. Nașpa. Trebuie să vedem cum îi chemăm pe ăștia doi. Fiți atenți cum îi chemăm. Ne băgăm aici. Și chemăm așa, să vedem pe ce parte vin. Sticla, unde e sticla? Nu știu unde a lăsat sticla de menta asta, de Lara. Stai că avem altceva aici. Sper să facă destul o gălăgie nebunia asta. Ia. Uite aici. Hai că vine băiatul ăsta. Iată. Nu ăsta era planul. Ok, hai că a aflat de mine. Văd că ăla nu mai vine pe acolo. Mă duc aici. Îl aștept ăsta. Dacă vine. Hai mă, unde ești? Băi, ești nebun? Uite cât de greu vine G4 ăla. Cuțit la beregată, m-a văzut ăsta, n-are nimic. Gata. Și ăsta. Gata. Și mai sunt în casă acolo. Mai sunt pe bune acolo. Și pe aia nu poți să-i chemi afară, nu poți să le faci nimic. Mai sunt vreo 2 sau 3, nu mai știu exact. Stai să luăm muniție. Shit. Care mă? Bun, fiți atenți, tragem în ăla. Bun, așa. Și mai unul. Fraiere, mor rău. Sper că nu mai sunt. Deci știu că mai erau 3 acolo. Dar văd că mai e unul, că merge pitulită. Îl punem o leacă pe jar pe ăsta. Gata. Luăm săgețile și cam atât. Trebuia să-i caut și eu pe toți ăștia pe aici. De ce aveau la ei? Aud un helicopter. Au dispărut cadavrele. Avem un radio pe aici. Puteam să le distragem atenția. Deci am putut să o fac și silent. Cine s-a uitat la gameplay-urile mele știe că nu sunt prea silențios. Eu ies cu armele. Gun blazing, vorba aia. Aici trebuie să mergem noi. Aici. Și uite, am ajuns la statuia la care se uita ea mai devreme. Bun.
O să dăm de un tigru la un moment dat, o să vi-l și arăt. Uite, o bufniță, știți voi. Opa, a apărut o lupă. Nu de alta, iau chestiile astea ca să fac experiență, nu de altceva. Ia să vedem dacă putem face vreun update repede de tot. Avem un skill. Survivor Hunter, ia să vedem. Resourceful Body Trap Specialist Dragon Fire Shells. Oh, da, mă. Oh, da. Cartușe care explodează. Stai că am mai văzut la weapons ceva. Scuze, am apăsat pe butonul greșit. Am văzut la cartușe, la arme. Deci putem face un update să explodeze cartușele de shotgun. Ia să vedem ce avem noi aici. Rate of fire să tragă mai repede sau capacitate să avem mai multă muniție. Capacitate direct. Ok, și mai avem un update. Ia să vedem la cârligul ăsta de cățărat. Aha, uite. Să desfacă orice fel de cutie mai repede. Aproape instant. Vom vedea când o să găsim cutii. Așa. Și acum trebuie să urcăm acolo. Trebuie să fiu pe fază că o să vină tigrul ăla. Pe aici, pe undeva. Uite, deja s-a pitulit. Nu știu unde e. Nu-l văd. M-a văzut el. Stai să ies la... Uite! Gata. Hai să-i luăm pielea. Bun, așa. Eu ce să-i fac? A venit călare pe mine, trebuia să-l ard. Și pe aici ne urcăm noi. Hop. E bine așa. E perfect chiar. Heads up. We seem to have lost contact with the team sweeping the lower valley. Do you have eyes on them? Negative. Possible hostiles? Could just be radio interference, but Constantine's not taking chances. Iați. Cât de dură e ea. Cu cuțitul la beregată ești nebun. Trebuie să ai nerv de oțel, frate, să faci așa ceva. Se pare că Lara aia are. Nu se joacă. Opa, am văzut ceva aici. 15 experiență. Get up. Ok. E un mic Mowgli, un mic Tarzan, cu liana proprie. Super tare. Îmi place de ea. I love Lara. Ah, și aici avem pe băieții ăștia doi. Ia uite, unul a sărit, bop, și unul a rămas sus. Pe ăsta care a rămas sus, îl ardem, pentru că nu e frumos să rămâi singur. Oh, ce drăguț. Și... Ia uite, tocmai când am întors el capul, a căzut ăla de acolo. Iii! Și la ăsta o să mergem să-l ardem personal, pentru că nu vreau să-l mai ard cu arcul. Mergem să-i băgăm cuțitul la beregată. Că vreau puțină bătaie mano a mano. Sau mano a female. Hai sus la el, salut! Ia-ți cuțit! La jugulară, frate, la jugulară! He's out! Am luat și blănile, văd că ăsta n-avea nimic la el. Putem merge prin două părți, putem merge odată pe aici să ne dăm cu frânghia. Sau putem urca pe aici. Și cu frânghia ați văzut cum e și cu urcatul pe pereți ați văzut cum e. Dar o să mergem pe pereți pentru că, nu știu, am o atracție foarte mare să merg pe pereți. Să-mi fic pioletul în pereți. De două ori. Gata, am înțeles. Așa. Uite, dacă nu veneam pe aici, nu luam chestia asta. Și acum ne agățăm. Hop. Și sărim până aici. Wow. Am căzut de câteva ori aici. Țin să recunosc.
Nu e chiar atât de ușor să joci jocuri video. E distractiv într-adevăr, dar nu e ușor. Cine zice că e ușor te minte, mai ales când ți se pierd salvările. Deci dacă ți se pierd salvările, ai pus-o, frate. Și am ajuns în catedrală. Eu n-am făcut o chestie. Ah, rahat, uite că nu. Ba da, pot să fac. Am făcut. Yes, 14 bucăți. 17. Fuck, nu mai pot. Și acum avem muniție explozivă la shotgun. Dar o să o folosesc, cred că în episodul următor o să folosesc muniția asta, pentru că aici o să mă întâlnesc cu Ana și o să fie un cutscene. Adică nu o să apuc să-mi pușc mare lucru. O să vă arăt în câteva minute. Sper ca de data asta să se fi înregistrat. Hai că s-a înregistrat, ăla am licăre roșu, LED-ul. Asta e, câteodată mai și pierzi în viață, mai sunt momente când mai și pierzi, asta e. Trebuie să învățăm ceva din ele, trebuie să învățăm să fim mai atenți la lucruri, mai atenți la oameni. Asta e viața. Cât trăim, învățăm. And my men will cut you down within seconds. It's the one thing they're better at than you. Shut up, Anna. Don't move! You have nowhere to go! Kill her! Now! Și acum trebuie să trag în generatoarele astea. 1, 2, 3, 4. Ok, 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 ok. Și la celălalt. Hai. 1, 2, 3. Reconsider my offer, Laura. Before it's too late. It was too late the moment you betrayed my family. I'm getting the Atlas, Anna! Something is slaughtering my men down there, Laura. If they can't find it, neither can you! Go to hell! Croft is on her way. Kill her and bring me that goddamned Atlas!